Fly, F-L-Y, T-Y, T, T-Y, I-N-G, T-Y, da, T-Y, I-N-G, da, are un număr de orice. În caz că eu nu vă descurcat, mai mă întrebați să intrați pe site-ul corect. Alea sunt pentru oblete. Ba nu neapărat, da. E bun, noi folosim 16-14. 14-le, așa, ca mediu. Că depinde după biban, da. Cu 16 am dat, când am luat 30 de kg în 6 ore, când e biban mai mare, păi nu contează. Când e biban mai mare, cam un 12 am folosit pe o muscă lipitoare. Adică îi puneam pe culoare negru, de la de puf, polar negru și cu bilă neagră, așa, adică violetă, de așa. Da, dar foloseam cârlig de 12, nu mai mare. Da! Dar cum să nu fie? Păi da, sunt de aia colorați, luați o dată una din fiecare și aveți pentru toată viața, eu cred că am de 10 ani. E la emidale.ro. De-alea cum roze la emidale.ro. Unde are fulgi acolo. Și au de astea de 2 metri, cum pun cei că la cinematografie, adus la producțiile astea. Actrițele pun de-alea voaluri, ca voalul apare cu fulgi, știți? De-alea au. Și face și pentru toate chestiile. Da. Da, ăla e bun pentru face prietenul meu care leagă și îl muște pentru avat. Pe cârlige de 2, da, pune în lung așa. Pune câteva fire roșii peste puful ăla argintiu așa. Ba da, dar la avat îl lasă alb, ca să dea impresia de peștișor alb. Și îi pune câteva fire roșii și după lângă fire roșii îi pune deasupra și câteva negre, mai bogate decât alea roșii. Și un fir două, el pune un fir două în lung, așa, metalizat. Vene să găsesc tu la Lucian, da. 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 A, legat, acum s-a rupt, trebuie să fac altă la loc. Da. Păi... Da, păi eu vreau să vin la filmări, să fac și filme pe acolo, pe la podul la Giurge. Da, dar cum se ajunge? Intru... Ajung la Țăndărei? Așa. Și unde e locul? Podul de la Giurgeni care este? La podul care trec la... Și înainte cu cât? Cu un kilometru, doi de podul de la Giurgeni? Dar localitatea care este? Deci ajung la Hârșova, n-ajung. Aha. Am înțeles. Deci eu pe GPS ar trebui să bag, care nu l-am, bineînțeles, să afle și fanii. Eu ar trebui să bag Giurgeni, nu?
A, deci eu trec de Țăndărei. Al știu, da. A, așa, deci trec de Țăndărei și din Țăndărei până acolo cât mai e? Dar din Țăndărei cât mai e până acolo? A, am înțeles. Din Slobozia. A, și din Țăndărei... Din Țăndărei merg înainte către Hârșova, nu? Către Constanța. Aha. Deci, și la 5 km trebuie pe acolo zona de pescuit. Aha. Păi și dumneavoastră când vă duceți de obicei? Sâmbăta, duminica? Da, o să... Păi da, asta e ideea, să și promovăm, să facem și ălea, că stăm mai mult. Deci ce aveți în zonă pe acolo pe Dunăre? Biban? Da, dar eu n-am dat niciodată, de-aia vă zic. Eu vă întreb ca începător, că dacă n-am dat în zona aia... Am fost, dar n-am pescuit pe Dunăre, nicio zonă. A, am trecut pe acolo, pe la pod, dar n-am pescuit. N-am oprit să zic, bă, mă duc să dau joc cu undița. Da, dână auzite sau... Mie mi-ar place că știu că pe Dunăre sunt pești frumoși. Am fost de... A, am uitat. O singură dată m-am dus să încerc scrumbia pe urcare la Oltenița. Și m-a dus un băiat cu barca, că nu se putea, nu era acces în zona aia. Și am stat în spatele unui pom și nu mânca scrumbia, dar în schimb avatul rupea. În spatele pomului. Erau frumusețe. Da. Păi și ce mai aveți? Ștucă, nu? Puțin vă mai zic. Caras? Văduviță aveți? Știți ce e văduviță? E și văduviță acolo? Iauzi. Știți de ce vă zic de văduviță? Că eu vreau să o prind la muscă, că trage foarte frumos. Da. Sunt aproape de podul ăla acolo? Ia uite, domne, și nu pescuiesc oamenii la muscă, păi. E păcat, adică trebuie învățat, mai ales copiii, hai să zicem. Da. 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 Nu mai trage, bibanul. Da, cum să nu? Păi, eu la ștucă dau la muscă de aia mare.